încep 15 consilieri locali să găsesc 14 și să creează domnul nemotivat, domnul Roșcanion. Așadar, ședința este legal constituită fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem 6 proiecte de hotărâri, 2 suplimentări și pentru diverse. Și este pentru ordinea de zi? Da, deschidem cu proiectul numărul 1 pe ordine de zi, proiect de hotărâre numărul 68 din 2022, privind aprobarea taxelor ce vor fi utilizate de către serviciul public de alimentare cu apă și canalizare ferice. Dacă le-ați văzut, dacă sunt discuții, domnul Durand. La acest proiect, știți că tot din și vă spun, aș vrea să prindeți taxa de bidangare. O să ajute și la măcar 1 milion cursă. Se plătează la serviciul de apă. Sunt 5 ani când îi luați bidangea, pot pune taxe. Da, propun că amintarea. Deci îmi dați voie să... O să studiem din nou data la care, nu știu pe exact, dar știu că este în 2018. La care, în momentul 2018, când a fost luată ultima componentă din, de la platformă. Ultima componentă fiind cântarea și bolul. Îmi doresc că v-a fost luată mai târziu. Nu ne dă voie cei de la fonduri să facem chestia asta. În plus, dacă facem taxa dintre așa, că nu știu de problemă, facem, trebuie să facem pe platforma de lume. Nu putem face pe serviciu apă. Adică, el are, serviciu apă nu are dotare, tractor și bitan și cum să-i faci taxa. Da, dar este ceva ce spun. După 5 ani am luat devine un bun al comunii. Păi, nu mai stea numai la serviciu. Noi și din noi. O să urmărim și când iese. Să zic că chiar dacă am luat și ajutăm aici, că asta vreau să vă întreb. Deci cu dreptul la serviciu de apă, haideți să fim un pic pregătiți să nu ne... Avem un nou recurs. Dar cu anul când ajungem în posibilitatea de a plăti curentul, de a plăti salariații, mai ales în condiții în care acum a zis că se duce energia. 140%. Deci haideți să ne gândim la o soluție la acest serviciu, să nu rămânem fără apă. Sau să nu mai fim nevoiți să venim cu nu știu ce taxă și o să zică cetățenii că nu știu ce. Eu nu sunt de acord cu orice taxă la apă, numai să beneficiezi de acest serviciu. Da. Și cred că, în asentimentul meu, sunt foarte mulți cetățeni în comun. Vă mulțumesc. Da. Domnul Grine. Tot legat de taxele la canalizare și la cine poate și la... Mă aș referi la... La schimbarea unei apometri, se pare prea până la 2000. Una, a doilea, fondul din rulment, iată. Se pare iar, adică, îl favorăm iar abonatul cu niște sindicate. 200 de lei schimbat la pomet, 200 de lei taxa. Se pare cel dar nu s-a apat de la aici. Luați un dinel la un instalator, spune de schimb și eu, că la rol, bani la ea. Da. De așa am plătit anul ăsta, iar i-am putut merge, am plătit niște taxe, știți că o să fie două. Iar taxa cu fondul de lume, nu e același licență. Tot așa. Eu sunt de lei. Și nu. Trebuie că vinit ăsta. Da, domnule, dacă îmi dați voi, nu vreau să fac dialog. Este trebuie să ajutăm cumva să funcționeze, că știm prea bine care sunt probleme. De-aia s-au modificat un pic taxele de la succes. Doar banii se duc în salarii, care sunt operatorii care sunt acolo. Nu se duc în altă parte. De-asta sunt taxele astea. Fondul de salarii, mai
ce ai mătit, bani lor, mă să încasez. Da. Domnul... Pe legătură cu un serviciu de apă, de la începutul s-au purtat discuții între noi și majoritatea vorbeam despre faptul că la acest serviciu, la instalația respectivă, s-ar face niște pierderi cu bună știință planificate, cum s-ar chema el. Trebuie acele bypass-uri. După care s-a venit cu renunțarea la căutarea de pistare a celor care în serviciul respectiv beneficiază de cantități de apă neplătite. Faptul că îi spuneați dumneavoastră că veți reabilita acest serviciu, că faceți, eu nu știu ce ați întreprins până acum, nu s-au prea întreprins multe, dar propuneam noi la începutul cu asta să se înceapă. Dom'le, instalația respectivă este contorizată toată cantitatea de apă, da sau ba? Pentru că dacă veți lua vorbiri de la cetățenii care sunt beneficiari în satele respective, se vedeți dumneavoastră că foarte multe lume vorbește despre existența acestor bypass-uri. Atâta timp cât nu se taie coaia ta pisici din stat, cu siguranță, pe mine n-ar trebui să mă intereseze că noi cei de peste apă avem apă. Avem apa de trecut, nu s-o dărâma porul. Problema se pune în felul următor. Veți ajunge iar în impas cu plata, veți încasa bani iar pe nedrept de la cetățeni, adică iei 100 și nu știu câte de lei cât s-a luat, 120 de lei atunci, pentru ce? Poate altul n-a beneficiat de apă neplătită. Deci fiți, căutați să fiți un pic echitabil, domnule, drept cu cetățenii pe care cu o mare conduce. Atât, vă mulțumesc. Dacă dați voi, sau nu, suport, ne da, mi-aduc aminte în decembrie când ați venit dumneavoastră cu 60 de lei sau nu știu, de două trașe. Atunci la timpul ăla v-am spus, domn primar, haideți să schimbăm apometrile pe bugetul local la toată lumea, ca să avem un punct zero, să știm unde plecăm, să vedem care pierde, care consumă, care va rămas. Am fost luat în deredere atunci de Consiliu, a rămas tacită, problemele nu s-au rezolvat, din contra s-au agravat și acum venim din nou în fața națiunii să le spunem ce. Că iar o să plătească taxe și iar și iar și problemele mei nu se rezolvă și iar și iar. Asta a fost întotdeauna, domnul. Da. Dar când o să apare probleme, iar o să vă instituiți taxe, că a apărut o problemă aici acolo. Deci nu vorbim de altă taxă. Păi nu, vorbim de altă taxă, vorbim concret. Haideți să facem un punct zero să știm unde plecăm. Și atunci avem gestionarea corectă. Din punctul meu de vedere, votați și vreți, nu-i problemă. Eu n-am să votez că merge din prost, nu mai prost administrația comună. Iar colegii mei poate să plătezi, cum a votat întotdeauna, nu e o problemă. Eu am și l-abțin, mulțumesc. Da, domnul Bogdan. Ați adus aminte de salarii, din banii și așa salarii. De la ultima discuție care am avut o vizavi cu taxele astea, s-au făcut vreo debranșare. Păi așa o doamna sau domnul care lucrează la serviciul de apă, așa nu mai să înțelegi că vor trimite niște înștiință și dacă nu vor plăti cei restanți, vor face și debranșări, nu? Adică ar trebui să dăm un exemplu pentru... Da, eșalonat. Nu răspund așa că sunt destupe. S-au apropiat în casă. A, deci cei care erau restanți au început să achite. Da. Păi, ăsta e un lucru bun. S-au dat somații, nu s-au făcut debranșări. Da, s-au dat somații, s-au dat înștiință. S-au recuperat parte. S-au recuperat parte din bani. Nu, înseamnă că și-au felicitări și-au făcut treaba. Nu 100%, adică nu suntem, nu știu dacă... Deci nu sunt foarte sus. Dar parte din... Aveam, de exemplu, o problemă mai neagră, pentru că mi se spune la Nelu, nu este să o dimineața. Au rămas el avea mulți de atunci și a murit. Ai în casă foarte. Dar, mai sunt. E bun că și-au făcut treaba și-au înțeles ceva. Dacă noi cineva să vrea să, dacă tot ați deschis discuția respectul acestui de apă, să vă informez un pic ce s-a făcut la serviciul apă din momentul ăla până acum. Deci avem o expertiză tehnică de predată pe tot serviciul de apă și canalizare, făcută de o firmă din București, acreditată de cei de la
Ministerul Dezvoltării. Expertiza tehnică ne ajută și la să vedem în ce stadiu este și cum stă serviciul acolo la momentul ăsta. Exact, de contori, de... Și avem și verificări la topul la toate instalațiile. Pentru ce ne trebuie astea? Știți, prea bine, pe Anghel Salini s-au dat cu sumă de bani pentru apă, sumă de bani pentru canalizare. Vrem să... Deci este extindere pentru satele de peste apă și pentru tot ce mai este. Și expertiza ne trebuia să vedem dacă instalația existentă rezistă la modificările care s-au adus. Deci asta s-a făcut. S-a făcut expertiza tehnică și toate ridicările de top. Și sunt predate la proiectare. La serviciu apă și canalizare. Da. Da. Să mai completeze. Haideți să ne gândim, să fim conștienți de faptul că serviciul de apă este ca preț sub-evaluat. Deci marea problemă, colaborând și cu pierderile, marea problemă a serviciului de apă este că prețul este mic. Uitați-vă peste tot. În 2,4 lei, dacă nu mă înșel, dați TVA-ul jos și vedeți că e 2 lei metru cub. Cu bune, cu rele, de câțiva ani, comuna care îți beneficiază de apă în casă, mare parte dintre sate, exceptând anumite sate, sperăm că o să se rezolvă, este problema la care v-am spus-o. Subvenționat, trebuie să facă ceva executiv, să pună mâna să facă ceva, să aducă prețurile la normalitatea zilei de astăzi, și ca serviciul să poată subvenționa singur. Nu mai dat aprobarea, nu? Parcă făcusem odată o majorare din ARZE. Și trebuia trimis la ANRE sau nu mai venim de la ANRE? Nu mai trimis-o din ce cauze? Nu avem angajat. Nu mai trebuie un angajat. În momentul când mai pui un angajat, deja mai plănesc 1000 și ceva de euro. Chiar trimis la minim, cu tot cu dările la stat și ce este acolo, se duce la 60 de ani. Și de-aia acolo s-au locat. Dar trebuie, măcar o lună. Păi să încercăm să nu-i dăm salariul minim, să-i dăm un salar mai bun și să vină să încerc să ocupe de probleme. Da, dar să ai de unde, știm. Tot din încasări trebuie să... N-ai ce să le faci. Din încasări sau subvenții. Dar dacă la ducem, încercăm să reparăm ce are stricat. Reparăm ce are stricat, poate nu mai pierde. Nu mai pierde, ne aducem... Deci, gândiți-vă cu 2,40 lei, la 5-6 mii de metri cu pe lună, dacă se aduce consum, este 100 mic. De milioane, 100 și ceva, deci nu are cum să acoperi. Este mic prețul, dar trebuie... La prețul energiei, haideți să o gândim. O să vină momentul când de o să fim nevoiți să apelăm la o taxă sau la ceva, ca să nu se ducă... La calcul e zi făcut, o ieși undeva la 5,70 lei. Metru cub, deci stăm în asta. Am luat avizul de la mediu, am luat avizul de la asta. Haideți să ne lasă un oameni și gata. Da. Ori, așa, cu primetul, dar îi treabă să ne angajăm. Dacă ne angajăm, măi, după să-l ținem măcar o lună, după aia s-a lucrat tot. Îi vedem un bun preț, te-au dai afară. Na, de ce să-l dai afară? Cine-i face întreținere la toată instalația? Doamna care încasează? Nu trebuie un om să facă lucruri de instalație, doar de aia s-a stricat tot. Când avem un tehnician care să repare. Probleme sunt din ce în ce mai multe. Bineînțeles că instalația se vechește fără mentenanță, nu rezistă nimic în viață. Da, da, bine. Hai, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două abțineri. 12 pentru și 20. Proiect de hotărâre numărul 2 pe ordinea de zi, numărul 62/2022, primind desemnarea reprezentanților la Consiliul Local Comuna Căiești, administrație de învățământ, al Unității de Învățământ din Comuna Căiești. Pentru anul școlar 2022-2023. Mergem pe aceeași formă. Nu știu, propunem. Domnul Dumnezeu. Domnul Consiliar Zuvaz și domnul Gabă. Gabă, domnul Gabă. Da. Da. Eu am făcut altă propunere. Nu că n-aș fi chiar propunere, dar nu cu altă ceva mai. Cu domnul viceprimar, doar președinte, și cu domnul Matei Măriu. Eu vreau să vă spun că eu am mai avut o parte, să mai fac așa.
Și la... Da. Nu puteți la mână. Puneți la vot, prima propunere. Supunem la vot, prima propunere. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere, doamnă Curea. Și două abține. Da, proiect numărul 3 pe ordinea de zi, numărul 70. Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Căiuți, Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității a Unității de Învățământ din Comuna Căiuți pe anul școlar 2022-2023. Da, propun că e domnul Matei. N-am mai făcut. Și ce dacă le dă? Nu vreau să te dă și eu. Eu propun eu pentru dumneavoastră. Nu vreau să te dă. Am văzut că domnul Titi, că e aproape, se poate duce la școală. Da, e bicior, lasă-mă mai departe pe jos. Am eu putut, propun eu. Nu, ne pot. Domnule, am folosit deseori, domnule, Da. Proiect de hotărâre numărul 4. Numărul 71 pe ordine. Privind aprobarea contului de execuții și indicatorii execuției din bugetul local al Comunei Căiuți la data de 30.06.2022. Execuției bugetului serviciului public de apă și alimentare cu apă și canalizare în zona de Consiliul Local. Întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă? Două abține. Numărul 6, proiect de ordine de zi, numărul 73/2022, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Căiuți pe anul 2022. Îmi scrie domnul Bocean. Și eu mă dau un vot. Pot să începe? Domnilor, în cadrul Consiliului Local s-a venit de nenumărate ori cu rectificări bugetare. Care mai de care mai schiziovate rectificare, mă refer la rectificare. Rectificarea cu care dumneavoastră veniți acum, pe care o propuneți, este total de neînțeles, pentru că trebuie să argumentez de ce. Domnilor, o rectificare înseamnă să iei bani dintr-un loc și să-i îndrepti către un alt loc, fie el și numai temporar. Am folosit deseori cuvântul prioritizarea lucrurilor. Departe de dumneavoastră acest obicei, mă refer la executiv. Departe pentru că dumneavoastră, haideți să începem, cu articolul numărul 4, din prezentul proiect.
îndreptați sume de bani de la următoarele obiective. Construire sală de sport plus 6 clase la Școala Generală Căiuță. Luați bani de la învățământ. Suntem de acord cu faptul că învățământul și sănătatea, cultura, sunt fundamente de bază pentru o societate. Veniți dumneavoastră la același articol, luați bani de la Casa Praznicală Sat Căiuță. Domnilor, dar cum adică luați bani de la Casa Praznicală Căiuță, să îndreptați către alte obiective, când această Casă Praznicală n-a fost aprobată? Deci ea nu are niciun fel în dreptul ei. Păi, din potrivă, zic că s-a alocat, nu s-a luat. Cum s-a luat? Nu, spune că s-a luat. Deci în bugetul de la anul trecut a fost aprobat o sumă care există ca să facă Casa Praznicală, că nu poți să inițiezi nicio investiție. Modernizare, luați bani de la domnul Matei. Aveți dreptul să mă înscriți la cuvântul. După. Și atunci, luați bani de la mult discutatul drum, de la asfaltarea drumului comunal Căiuț-Heltiu. Luați bani dumneavoastră de la supraveghere și monitorizare video Comuna Căiuț, când, datorită situației de criză, lumina se întrerupe deseori, peste apă nu mai discutăm de câte ori este întreruptă. Și vreau să vă spun că m-au sunat cetățeni din satul Vrânceni, Lotul și Lotul, că sunt constituite bande de hoți care atacă noaptea cu mașini, având posibilitatea să se deplaseze și pe podul ăsta de aici până la intrarea în Hărtiu, Căiuț, și pe partea Jebrenului. Deci, iată că luați banii noastre de la obiectivele pe care eu le-am amintit și le îndreptați unde? Modernizare școală gimnazială Blidar. Dacă la școala gimnazială Blidar funcționează o grupă de grădiniță, de ce oare duceți acolo cheltuiți niște bani? E mai prioritară aia decât asta de centru de aici, în condiția în care cu realizarea celor 6 săli de clasă s-ar rezolva niște probleme, nu s-ar lucra în schimburi, ar fi o supraveghere, s-ar putea un asistent să fie angajat și în permanență în rândul elevilor, și câte și mai câte. Îndreptați dumneavoastră, eu nu știu acum, pentru copii și Blidar ați tot făcut. Să nu fiu înțeles greșit de concetățenii mei din această comună, din satele Prale, din satele Blidar, și îndreptați dezvoltați de la Căiuț, de la satul Hărtiu Căiuț, drumul respectiv, și duceți către asfaltări în Pralea și în Blidar. Asfaltări în Pralea și în Blidar, cu siguranță sunt niște ulițe. Deci nu este un drum axial principal, cum ar fi acesta Căiuț-Hărtiu, peste care trec 4 sate. Scurt. Nu vă interesează prioritizarea lucrurilor, nu sunteți primar pentru toți concetățenii Comunei Căiuț și pentru toate satele și cred că în zadar îmi spun eu oful, pentru că dumneavoastră oricum faceți ceea ce considerați dumneavoastră că puteți să faceți acest lucru. Din start nu mă abțin, sunt împotriva acestui proiect. Nu vă mulțumesc că ați venit cu un proiect în fața noastră de pe ăsta. Am terminat. Domnul Mărcu. Da. Aici trebuie să-i dau dreptate cu domnul Oceanu. Acela sentiment îl împaș el, numai că eu pe deasupra am și alte dorianțe vis-a-vis de cetățeni, precum ar fi de 6 ani, respectiv 2 ani, v-a rugat domnul primar Vici Bulac să cărbim podul ăla nu, să cărbim asfaltul, nu crăpam nu. Vine iarna, încheță acum de zviețul, e problemă. Să facem un trotuar nu, să reparăm problema apei la Mărceșul, la Hărtiu. Colegii și toată lumea știe câteva m-am dat cunoștință.
Și nu pot să mai fiu de acord cu asemenea proiecte și rectificări de buget. Sincer, mă doare că nu pot să fiu pentru, dar nu am cum, conștiința nu mă lasă. Nu vedeți realitatea, cum trăiește lumea asta. Vedeți numai votul. Să vă dea Dumnezeu votul, nu e problemă. Dar ce faceți și cu partea aia la Bistitorul? În lumea a treia, a cincea, domnul Bologan, niciodată n-ați adus nimic la cunoștință din satul la dumneavoastră. Mai aveți un pic și ca de pe voi. Vrânceliu. Nu o să permit că mă iertesc și chiar nu vreau să fie iertesc. Nu pot să fiu de acord cu proiectul. Mulțumesc. Domnul consilier, domnul Pupan, am văzut rectificarea, eu aș vrea, ar fi o părere de-a mea, să încercați cumva din bugetul care-l aveți ce bani să anunță vremurile, să consolidați foarte bine bugetul pe cheltuieli, pe întreținere, ca să nu ne trezim mâine pe mâine la ce sume sunt bugetul, că nu o să fie bani. Susținem NATO-ul, activitățile curente și tot ceea ce o comună are nevoie. Nu putem ști ce iarnă vine. Sunt niște lucruri la care eu aș vrea să văd în partea mea, să veniți la o rectificare de proiect în buget, în care să puneți niște bani acolo, în care primăria să poată să susține câteva luni în momente de criză. Să avem banii necesari pentru a reuși să treacă prin iarnă. Poate să bănesc că o să fie probleme. O să vină mulți la primărie, cetățeni care sunt dezavantajați de vedere. Și aici tot văd, într-adevăr, că sunt așa cum fiecare trage pe jarul turcalui de Iginii statului. Și am venit mereu și v-am rugat pentru că, de tot, s-a alocat o sumă de bani măcar până la pot să refacem bruma aia de asfalt care mai e din 2014 ani. Și eu zic că acolo cu anumită sumă până veni la alte fonduri, protejat și ceea ce este făcut. Atât, mulțumesc. Domnul Matei. Domnul primar, proiectul ăsta sau investiția asupra Ierci Modernizare Video a fost prins în bugetul de 2021, nu s-a realizat anul trecut, l-am prins din nou în bugetul de 2022 și văd că acum a luat o sumă de azi, să înțeleg că nu se mai face în cealaltă asta sau care a fost ideea de, sau există alte soluții. Adică ei urbănesc tot ce este necesar. Există altă sursă de finanțare pe care am identificat-o în afară de bugetul local. Era discuția să băgăm acolo 4 miliarde. Am făcut un calcul la unde am stat din noi 36 de camere de supraveghere în toată lumea și au apărut acum, dacă dintre noastre vă uitați pe ghidurile de la PNRD, este finanțare pentru așa ceva. Suntem în discuții cu un consultant, depunem proiectul și proiectul de video la nivel de comună, care sunt bani din altă parte și noi folosim cu cei din bugetul local. Foarte mult, ce vreau să spun? Păi, o dăm mai mult. Domnul Bogdan. Știți, din urmă, am aruncat niște bani pentru construirea unui refugiu, așa zis, foișor la școala Căiuț, să mai realizează acea investiție. Nu este. Dar am aprobat și o să... cred că e necesar. Stau copiii aia, nu ai... Așa este, dar o să vă explic, în care vreți să... Vă aplicați să înțelegeți ceea ce o să vă spun eu în momentul următoare, dacă nu ați terminat. O să înțelegeți chestia asta, ce înseamnă cu bugetul stabilit unii, știi, stabilit pentru un an de zile și care la sfârșitul anului toți banii care i-ai prins pentru anumite investiții se duc în fondurile lumea. Fondurile lumea pe care noi la avem, nu că ne bucură că l-avem în parte din fondurile lumea, dar în același timp ne și afectează. De ce? Săptămâna trecută, cei de la Consiliul Județean au făcut adresă la tot județul pentru cei care nu sunt descurcă, gen ce spunea domnul
dublată, care nu se descurcă pentru cheltuielile curente, energie electrică, termică, salarii, cheltuieli curente și susțin. Deci, faci adresă, bine, verifică contabilitatea, nu ai bani, te susține Consiliul Județean, nu lasă la momentul ăsta pe nimeni să moară, nicio primărie. Cum să mai proceda și înainte, până la urmă, pe sfârșit de an, să mai fac. Plus de asta, eu, ca să vă spun sincer, am motivat cu banii care i-am în fondul de urmă deja contractați pe anumite lucrări. Ce în asfaltare, și acolo nu mai trebuie bani, asfaltare la care, asfaltare la care. Că atât îmi permite fondul de urmă. Vreau să mă întorc așa în mare la toate, la tot ce a spus colegii care s-au întâlnit. Păi, nu am aprobat, că era foarte scump, că ați zis că e foarte scump, Casa Praznicală. Dar banii în buget pentru Casa Praznicală aveam de la începutul anului. Nu aveam suma necesară. De-aia am venit cu propunerea cu proiectul respectiv. Iar banii care au rămas, or să se ducă la 31 decembrie în fondul de rulment. Și iar mai adăugăm la fondul de rulment. Și normal, decât să ducem fondul de rulment, să facem la niște oameni un capăt de asfalt. Sunt niște capete, într-adevăr, sunt niște ulițe. Iar, în același timp, nu putem să ne azardăm, să spunem că prioritizăm lucrurile, ca să ne apucăm noi pe buget local, pe fărâma de bani care o avem. Nu avem niște bani, dar nu avem să susținem investiții de gen drumul Căiuț-Eltiu. În același timp, am spus-o, unii din colegi îmi spunea că să nu mă duc la județ. Mă duc la județ, dar nici vreau să nu o să ajungi să consilier județeni, dacă eu plec la județ. Deci e o chestie. Dar nu facem dialog, domnul Fiamă. Eu am testat... Dar v-ați adresat mie. Nu, n-am dat niciun nume. Păi, eu am spus ce problemă. Da. Să știe. Deci, dragii lor de la Hârtiu, chestia asta cu drumul de la Hârtiu mă doar cel mai tare. Și pe mine. Și eu am să prășesc. El să prășesc și am promisiuni certe că la anul să fac câte drum. Noi, din bugetul local, acum, dumneavoastră, în curte la dumneavoastră, fiecare, dacă vrei să faci o alee până la poartă și nu-ți ajungi banii, să faci numai până în fața prispei, cum e? Că e, oricum, eu în lucrare, am promisiuni de la Consiliul Județean să mă face drumul Căiți, Hârtiu, Hârtiu, Voiște, Șăvrânceni, Florești, până la cartele de comun. Banii care avem, care am prins acolo, i-am, ca să putem să pregătim documente. Avem proiect pentru drumurile astea, da? Avem o parte documentație depusă pentru avize, că dacă îți dă oamenii niște bani și mai stai jumătate de an, ca toate avizele astea durează de la jumătate de an la un an. Ca după aia să te poți apuca de treabă, noi suntem cumva pregătiți pentru acea lucrare. Nu am o problemă. Haideți să facem, hai să facem 10 metri. Ori și nu, am luat de acolo, asfaltăm două uliți. Chiar patru, cred că intră acum. Dar sunt și mai multe uliți. Da. Da. Într-adevăr. Într-adevăr, sunt și la Hârtiu. Dar ce să zic cu oamenii? Domnul primar, vă rog, adică... Eu am făcut la Hârtiu, până aici în Zăpadă. Pe la Jăvrâni, pe la Pătrășcani. Nu vreau să mai fac nepoții mei la Veta să venim la bunicul. Știu că s-a dărâmat plodul ăsta să venim la Pătrășcani. Care vă bate joc de noi cu polul ăsta. Ați fost sub pod. Ați văzut cum arată podul. Credeți că n-am fost? Păi n-ați fost. Poate nu niște pozi, că n-ați fost. Am fost cu experți acolo, domnul. Nu ați fost, că dacă erați, opreați transportul greu. Și lăsați 3,5 tone. Nu se poate. Avem drepturile banii de acolo. Trebuie să opriți transportul greu. Avem hârtie, domnul. Am văzut ce... Dar am oprit noi, dacă nu ați vă rog.
Am văzut ce este să pot. Am chemat de rapel. Acolo să facem de adult și de adult. Frumos de adult. Că se poate face drum pe două cuburi. Ați fost de afară. Sunt amândoi străzi pe două cuburi. Și la noi nu se poate pe drum. Domnul Volan, iată... Ori așa de gârlă nu se poate face. Să prin domnul Cheam, că a văzut proiectul de la port. Poftiți? Domnul primar. Că mi l-a cerut și l-am dat din liber, l-am dat la toată lumea. Eu de la drumul Căiuț, e da, da. Da. Și vreau să pun în felul următor. În 2 ani de zile, acum să fac 3 ani de zile, când dumneavoastră la podul respectiv am tot rugat de atâtea ori. În 3 ani de zile era timp, în 2 ani jumătate, era timp suficient pentru refacere proiect, pentru relicitarea lucrării respective și poate intra în cumva. Nu se vrea. De ce nu? Păi dacă la tot nu vine, domnule. Dumneavoastră tot promiteți că ați venit cu executantul care. Dar eu v-am întrebat și vă spun și acum. De ce la început era necesar să se intervine la toate picioarele podului respectiv și acum, păi, nu încape în sumă. Păi nu se va mai interveni decât la 3, la 4 sau la câte ați zis dumneavoastră. Nu se poate. Dar credeți că am cerut? Păi nu! Păi nu! Și dacă eu abonez acest contract, domnul Deanu, unde aduceți dumneavoastră sursă de finanțare? Că acolo e contract semnat cu banii care așteaptă. Domnul meu, dar clauzele contractului ale... Nu l-au făcut primarul în lucrare. Nu vreau să spun la licitație în plan? Nu! Ministerul Dezvoltării a făcut licitație. Da, așa vă scuzați. Acționați Ministerul Dezvoltării. Când se face un contract, el trebuie să fie foarte valabil. Că așa ați făcut contract și cum? Domnul președinte. Hai să trecem la proiect, hai să trecem la proiect. Hai să trecem la proiect. Hai să trecem la stau să mă gândesc că am fost și eu viceprimar patron, discuția cu el, eu a fost în continuu. Și domnul primar Urlan a fost. Nu s-a putut face, și care este întrebarea, când s-a făcut el, de ce n-am făcut și bucata asta, că e de la Urlan, ulița Urlan, să facă legătura cu el. Aici este unul problemă. Care a fost inconvenient? Care este de aici? De nu s-a făcut legătura, că acolo toată treaba. Dar s-a bătut moneda 10 de ani pe el, tu și nu s-a putut rezolva. Haideți să te-am răspuns aici. Nu sunt unde a voastră, domnul Curlan, sunt unde a voastră tânteața curiația. Haideți să ne punem de acord. Nu lăsăm oameni să frământe în sos, propriu, să vedem care treabă. Haideți să vedem odată, să aducăm paza aia. Păi nu, dar chiar să-i luăm, mă știu, ne-am gata, atâta. În fiecare ședință, moneda aia. Eu, dacă nu mă duc, am 32 de ani de acum de când sunt în continuă tot. Nu că sunt tâmpit, doamne, că sunt adevăr din toată. Care este adevărul că nu s-a putut face legătura cu ce treabă? Atunci, la timpul ăla, s-a dat banii pe sursul de finanțare, pe aia de acolo, pe localitate. De-aia nu s-a făcut. Îmi trebuia de la început, iată, la oameni, pensa să discuta, domnule, care-i treaba. Uite, pe oameni ne mulțumim, dar mă uitând, dar vorbim de adevăr. Deci eu când am făcut proiectul asfaltul la Hertil, s-a făcut un studiu de fezabilitate. Care ai făcut 4 km de asfalt. Prima dată ideea a fost, ce spuneți de asta, de la pot, Hertiu și să ne extindeam partea dreaptă-stânga și când mergea spre Vrânceni, da? În momentul respectiv atunci, zona de la pot până la intrare în Căiuț era zona inundabilă. Da, verificați. Care nu-ți dădea voie să fii cu fondul pe acea locație, să o asfaltezi. Că nu credeți că eram eu nebun la vremea aia să nu vin de la pot până la Hertiu cu asfalt. În condiții în care nu ne-a dat voie, am regândit unde îl faci și am zis, bă, dacă tot îl faci, dă-mi o distanță care se cuprinde prima dată Hertiu, că este cel mai traficat, de drumul și mergem încolo unde sunt mai mulți cetățeni, spre Florești și Vrânceni. Aia a fost gândirea.
Și cei 4,4 km care s-au făcut, s-au făcut. Eu de atunci când s-a făcut proiectul, nu m-am așteptat la cupel să zic. Astăzi s-au spus chestiile alea cu zonii inundabile. Pui lui Perpera, a lăsat o treabă, cum s-a spus, nimic terminat. Am început o lucrare, jumătate a fost în toată lătăsirea. Nu este determinat, aia a fost cu zonii. Așa-i tine. Nu vrem, nu-i proiectul, nu s-a aprobat proiectul. De ce s-a pus? E pus strada. Aici avem adevărat. Adică vrea să pun să poată așa. Da, vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. M-am numerat din 32 de ani, sunt în Bojen, nu poate nu l-au vorbit. Nu există. Dar tot dragi. Tu poate. Hai să vă întrebi la diversi totul. Așa, dacă m-am sudat, dar nu l-au momentat. Tot? În toate ședințele... Chiar dacă nu-i nervați, vă vorbim adevărat. Eu vreau să vă întreb ceva. Este domnul Tăran aici, da? Dați-mi voie să vă spun un lucru, da? În 2008, când am făcut proiectul alimentare cu apă, canalizarea satului Heltiu, eu chiar aș vrea, că dacă nu mă știu și dumneavoastră, ați fost cel care ați... Mi-a trecut la Ministerul Dezvoltării adresă semnată de 100 de oameni din Heltiu, care atunci, ce să vă zic, când mi-a zis cu parul cap și-a făcut finanțarea. Când ați fost de acord că se punea stația de canalizare unde-i lacul mai încolo, corect, de Motoiu. Ați semnat atunci toți? Da. Da? Foarte bine. Așa. Și acum, de ce veniți și țipați când nu se face nimic la Heltiu, dacă atunci ați semnat toți cum sunteți de acord cu bani? Vă spun de ce. De ce? Stația aia mirosea mai mult ca ce comisul la... Dumneavoastră, la timpul ăla, vreau să-mi luați 50 miliarde vechi din bancă și gerați comuna pe 100 de ani. Cine vrea să-i amăzi? Cine? Dumneavoastră? Cine a fost vorba din bancă? Tu gera... Păi, păi, doamna... Amar mai cu ce lumea trăiești. 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 Eu v-am dat de la legislatură. Ați văzut un alt partid cu mulți mă făcut de acolo. Atunci ați vrea să vreau să fiți primar și a zis, dacă nu se face, ai albat cu Durlan. Nu poți să girezi cu oameni că vrea Durlan să te vede cu oameni la studiară. Dar nu ce faci mai 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 ce faci mai. Hai să revenim la proiectul nostru de hotărâre. Avem rectificare bugetară. Așa, supunem la vot. Cine este pentru? Dar nu mi-a spus la Toișorul să mai fac să nu. Dar nu e rectificarea, las-o la diversi. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Unul împotrivă. Abținere. Domnul Mărtu. Unul împotrivă, o abținere și doi supunem. Proiect de hotărâre numărul 7 de ordine de zi. Proiect numărul 74 din 2022, privind aprobarea contractului prin finanțarea Asociației Sportive. Viitorul Căiți. O discuție mult așteptată și mult așa. Da. Asociație? Da, asociație, da. Ca puțin. Puțin bani. Eu am. Domnul Grine. Eu cam, ca sub domnul Durlan, am fost întotdeauna cu asociația sportivă. Aici se reprezintă comuna, în tot județul Bacău. E o treabă foarte bună pentru tinere. Și așa că mine n-avem, măcar să spălăm puțin ochii, bine ca cu un sport. Una, ce ar vrea să accentueze aici? Cine a făcut contractul? Domnul președinte spune aici că vrea loc cu ochi. Băi, fratele, ce-i 54, 54? Dar problema, eu dau banii ăsta, dar vreau să nu să spun, activitate și un loc mai... Mai de sus, când era domnul Durlan, era printre primii, când am fost eu, nu când mă lau eu acum, cu 20 de ani, se reprezenta comuna ca lumea, în tot județul Bacău. Acum, lăsăm la tine, acum mai spune, dacă vreau, dacă nu, nu se poate așa.
sunt prezentatorul domnul Gabor, care este deajat și consilier local aici, care participă la activitățile sportive și ca, eu știu, organizator și tot, e bine să pună problema la domnul președinte, vă faceți consiliul dumneavoastră și nu așa, la voia întâmplării, mergem la sport. Dacă îl faceți, îl faceți celor. Eu cu asta am încheiat. Dacă ați înțeles, vă mă rog. Nu, nu poți să-l faci să-i răzdea evaluare pe 150 milioane. Categoric. E 6 milioane în mici de competiție. Păi, un echipament, cât e un echipament? Faci întreabă, tata. Păi, faci întreabă pentru banii. Nu mai punem arbitrii, nu mai punem șapte, nu mai... Avem o rupi agenții... Nu umbram cu cotizate pe la fabrică, cum eu. Aici e o problemă care mie mi-a plăcut. S-am ocupat de fond, dar vreau să spun și ce spus colegii, este o sumă infimă, 140 milioane. Dacă puneți cât, cred că le ajunge de arbitraj. Nu mi-a plăcut când îmi spus domnul Gabel, bun și atât. Nu. Trebuie să cereți mai mult ca să vreți, să faceți performanță. Pentru că 140 milioane nu vă scoateți nici motorina, nici biletii, știți cum îi vă dă ceva ca să mai trăiți un pic. Vă bucurați să supraviețuiți. Nu știu, spune domnul Drilea. Faceți un plan bun, când vă susțin, veniți și cereți o sumă corectă, ce am înțeles legea, mi-a permis chiar până la 5% pentru activități de cultură, sport, din bugetul local. Deci, cumva, este mai legal ca înainte. Eu am pățit până aici, știi, și doamna secretară, mi-au imputat 400 de ani și am adus, am plătit banii. Dar asta e, cu bunii curele. Ceriți, faceți un plan bun, bazat și să mergem mai departe. Eu, când va veni vorba de asociație, vreau să mai spun ceva. Și poate și pe domnul primar, domnul viceprimar, au avut sentimentul meu la nuntă, la brulete. Mie îmi curgea un pic de apă rece și raționării când am văzut un ansamblu făcut Francisc, că a dat spectacolul nuntă de la Cașa, în Lăsărea Cașa, la Bun Mișel. Haideți să renoiem ansamblu Căluțul. Haideți să cheltuie o groază de bani. Haideți să alocăm niște bani și la ansamblu Căluțul, pentru că acolo copiii veneau. Mai au o portiță unde se ducă. Fetiții, copiii care învață să danseze, să țină un spectacol, la zis cât de frumos a fost. Eu zic că comuna Căiuț, și-l parafrazez pe domnul primar, a spus asta cu câteva ședințe, avem bani. Eu zic că una Căiuț are 4-500 de ani pe an pentru sport, o să avem 4-500 de ani pe an pentru cultură și poate să am și la biserică câte 2-3-4 de ani, la fiecare din utilitate. Deci trebuie în afară, din drumuri, poturi, tot ceea ce gândim noi trebuie să facem. Haideți să ne îndreptăm privirea un pic și spre latura asta educativă, culturală, sportivă a comunei. Vă mulțumesc. Eu sunt de acord cu proiectul de hotărâre, dar dacă era o sumă mai mare, ci că acolo era mai bine. Mulțumesc. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Pentru 200. Pentru 250. Nu, haideți, tot a aprobat, vreau să completez un pic. Da, da. Da. Împotrivă. Abține. Toți pentru. Vreau să completez. Domnul Gabor se abține, e jucător. Da. Fac parte din echipă jucător. E jucător. Da, nu, trebuie să abține că... Da, trebuie să abține. Nu e o problemă, domnilor. Să cheltuie banii ăștia cum trebuie, că o să trebuiască niște justificări, să vedem, suntem la început. Da. Și trebuie să avem grijă de ei, să-i băgăm. Îi dăm 2 miliarde și să vezi după aia dacă trebuie să dai bani înapoi, ce trebuie să faci. A, și la următoarea ședință se poate că nu iau și lui dar 150 dacă s-au terminat bani. Unde-i? Nu e nicio problemă, nu e nicio... Eu de ceva am zis, vină cu un plan bine. Păi, exact, este începutul. Nu, atâta e deci, de 3 ani, de când ne trăim să încercăm. Și acum, da, am pornit o încercăm să dăm bani. Noi să vedem, mai dăm după aia. Plătiți prin bancă odată, ai plătit tot arbitrajul la Bacău și nu mai ai probleme. Poate nu mai dai cu hârtie, stai că am trecut-o cu 9 ani. Da, nu sunt văzut. Plătești la o firmă de transport care te duci și gata. Sau pui este de contabilitate, de aia e mai mult, ei sunt la început. Că, da. Eu v-am zis că ziceam eu câți de deștept, dai peste unul la curtea de conturi care nu vrea să uite cu rostul la ora de sport, la ce? La noi s-au uitat la cutitul, cât pasul, cât pasul, de aia mai mult. Exact.
Ne merge aici, doamna română. Da. Noi, dacă eram club, noi suntem asociații pe club, puteai să, să faci un proiect mai mare. Pe legea 350, noi suntem pe legea 69. Hai, da, nu-i... Da, trecem la proiectul numărul 8 cu ordinea legii, numărul 75 din 2022, privind însușirea raportului de evaluare pentru estimarea cuantumului chiriei de devenții minime pentru spațiul numărul 2 din primul dispensar roman. Comuna, atunci puteți o facă. Dar e 94 de euro la dispensar pe lună, nu? Da. Cu TVA sau fără TVA? Fără. Fără TVA? Cabinet CMI. Am întrebat, dar ce nu-i da. Plus utilități, nu? Plus utilități. Și punem la vot. Da, ca idei, doamna Dr. Cip și de acord, nu-i vot. Dar eu sunt un mod decât o nouă. Am avut o discuție cu dânsa, am... Ești un mod decât, dacă îmi vezi că pleacă medicii din față, din medicii din comun, că o să faci dreapă, îi dai și dreapă, inima să vină. Dar ne-am creat la COVID. Nu știu dacă v-ați un pic de tendință, dacă v-ați citat un pic pe aia acolo. Am împărțit spațiul din dispensar în 4 loturi, 5, pardon. Lotul 5 este lotul folosit comun, adică toalete, hol și acel lot trebuie încălzit. Cu oamenii de acolo la dispensar nu poți să-i lasă stea în frig sau doamna doctorul zic, stai alea, că nu plătesc eu, să plătească și ăla și celălalt și e normal. Și de aia și suma asta un pic mai rezonabilă, să spunem, la care au acceptat-o și doamna doctor, discuțiile sunt făcute. O singură problemă așa de aia, legat de dispensar, problema a doilea medic de familie. Ieri, posibil, s-a luat și domnul primar, că purtăm oameni bătrâni din Brâncene, am dus cum a spus la Grațin, dar da, nu mai l-am dus pe el. Și cuvântul meu de om la om pe spune, dacă mă cred. Haideți să facem ce vrea cu două, dar să aducem un medic. Medic din familie, să fie doi, să aduce un băiat la cotofonese înapoi. Corect. Păi stăm pe terenul străin, sănătate. Nu este posibil la momentul ăsta al doilea medic din familie. Vă spun... Păi și doamna mă gândesc ce face acolo de asemnătură. Discuții... Păi da. E problema ei... Dă-mi mai semnătură atât. Păi da. Că ți-o spune și face. Problema ei, e ștampila ei personală. Nu pot, nu pot să... Domnul primar, face ce merg eu la semnătate la facă. Un continuu. Am jar, un continuu, cum făceam să mai face. Un continuu, jar. Trebuie să apară, trece lucrurile. Am avut discuția și cu doctorița asta. Doamnă, și așa nu-i puteți prelua. Cunoașteți, Maia, noi am mai fost adrese la casă de sănătate. Nu, domnul. Suntem limitați la 22 consultații pe, era ce era mare, față, pe zi, nu? 2000 de pacienți. 2000 de pacienți. Cei peste 2000 de pacienți facem muncă în folosul comunității. Facem muncă pe nivel și nimeni nu vrea să vină să facă. La un moment dat spuneați că vin un... Am avut discuții cu și Moldoveni. Din cabinetul stomatologic avem, tot în dispensar avem o cerere, dar nu de la Moldoveni, de la doctor, de la unii. O să scoatem la licitație, că acolo alte cotii, altă procedură, nu ca și la CMI, la cabinet medical individual. E altă procedură de licitație, se relei, aia e altceva. E un sistem medic din familie în al doilea. Nu vreau acum să spun... O grămadă oameni vin să mă întreabă la primărie. Doamna, dar doctorul nu mai avem în comun. Nu mai avem un doctor. Dar, Naioane, sunt comune câte două, una lângă alta, care nu au niciun. Totuși sunt un caz fericit, se spune noi, că avem un doctor, avem asistent super bun de aici, de la noi, din comună, știi oamenii cât ne descurcăm. Că, ce spunea domnul Matei mai înainte, te strânge de spate cumva să rămâi pe tușă și să-ți spună și asta, gata, vreau, s-a tot, dacă a fost, am plecat. După aia ce faci? Deci avem un doctor. E ok, la oameni, stă ce-l avem. Nu da. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Diverse de după câte am văzut cu o lucru. Nu, mai am. Haideți să vorbim și fi, da? Și sunt și domnul, dacă mai am făcut. Hai, domnul Ivan. Domnul Ivan. Da, președinte. Haideți să vorbim și din lucruri.
nu chiar toate realizate. În primul rând, aș vrea să mă refer la sărbătorirea anului Căiuțului. Sărbătoarea Căiuțului a fost organizat excepțional. Mi-a plăcut. N-am participat, numai că am trecut. Dar mi-a plăcut organizarea și curățenia, ca și anul trecut, a fost, în ziua respectivă, a doua zi, a fost curat. N-a rămas în timp. Asta felicitări primare, felicitări administratorilor. Au făcut mizerie după aia. Asta e o treabă bună, frumoasă. Au trecut din a doua zi au fost curat, a treia, după a treia zi au început să fie mizerie. Organizat. Eu vă mulțumesc. De asta, mai să știu. Domnul Măcheian. Am 7 puncte de ridicat. Nu știu dacă ne ridic, dacă nu rămân suspendate. Și celălalt din organizație luminată să fie invitată în toate satele. Gândiți-vă la faptul că vă reamintesc în satele Brânceni, Lotul, și-au făcut apariția, mi-au sunat 3 cetățeni, bande de hoți cu mașini, merg cu lanterne ca să nu se vadă numele de mașini, le plachează și dau lovituri. Trebuie să merg acolo, să mă interesez clar și culeg date și să anunțăm și poliția statală, că despre poliția locală nu fac nicio iluzie, că oricum nu-și fac treaba. Nu s-au făcut și nu s-au făcut. A doua problemă. Drumul Căiuț-Hârtiu, ziceți dumneavoastră că îl facem la anul, că va fi asfaltat la anul, dar astăzi dumneavoastră a scăpat un porumbel. Și porumbelul sună cam așa, avizele durează cel puțin jumătate de an. E vorba de avizii la proiecte și așa mai departe. Am venit la dumneavoastră nu odată cu rugămintea să acționați în vederea modificării proiectului la drumul Căiuț-Hârtiu pentru două puncte. Asfaltul care este deja și curba de la Bălcuțanu, de la intrare în Hârtiu, să facă proiectul tehnic să fie revizuit. Ați promis că luați legătura cu cei îndrept și numai asta n-ați făcut-o. Dar dacă e adevărat ce a spus dumneavoastră că avizele durează cel puțin jumătate de an, ne aflăm, mai sunt 5 luni până în luna martie, când să sperăm că va apuca de asfaltat, să apucă de asfaltat, și în 5 luni de zile nu-i timp. Că a spus cel puțin jumătate de an. Jumătate de an și așa. A fost cea de-a doua problemă. Cea de-a treia problemă. Până la asfaltarea drumului respectiv, până la demararea de către dumneavoastră pentru a lucrurilor de modificare a proiectului respectiv, vă rog insistent, cum ați aruncat, dacă vreți, mă opresc, nu vă mai critic, pe ce s-au aruncat în ultim bani din cadrul comunului noastră, dar oricum, s-au neprioritizat banul respectiv, vă rog frumos, achiziționați două oglinzi care nu costă un capăt de țară, îmi spunea cineva în jur la 600 de lei, cu un diametru de 1,20, oglinzi de curbă. Și trebuie amplasate aceste oglinzi în două locuri, pe care le știu eu, pentru satele dincolo de apă. Este vorba acolo la Bălcuțanu, deci până când o să fie soluția aia tehnică, pe care sper să fie realizată, cu lărgirea căii de rulare, și cea de-a doua oglindă la Magda Lucuslav, la Toșa, acolo cu la unii stoșești, de la domnul Balan, de la domnul Sică Balan. Dacă nu oglindă, nu, dar am văzut în general, evident, că nu se grijă, dar bun, și-a văzut. Deci, este o oglindă. Dacă v-ați notat cele două lucruri, nu e un capăt de țară să achiziționați cele două oglinde și să remontați. Cea de-a patra problemă. Revin cu rugămintea, haideți să tăiem o dată vegetația care împiedică circulația. O să spuneți, doamne, nu mai e nevoie ca de mitoamă să pici o frunză și cu asta, basta. Eu zic că trebuie făcut. Cea de-a cincea problemă.
mi-și groază să mă ridic, e vorba despre apa, sursa de apă pentru cele două grădinițe, Mărcești și Hiltiu. Nu pot să înțeleg și v-am mai spus-o, mă repet, doamne, nu pot, nu-i de înțeles. Acolo a fost plătită lucrarea respectivă. Acolo s-a făcut o recepție, nu s-a făcut, spuneți una, acționați. Cel care a lucrat acolo, găsească surse de apă. Nu odată un proiect care a fost subfinanțat, venea el cu propuneri la noi și cât bani mai trebuie, doamne. Dar finalizam lucrarea aia odată și intram în rând cu lucrurile respective. Cea de-a șasea problemă. Nu, cea de-a șasea problemă. E podul. Spuneți, da, domnul primar, nu de genul că săptămâna viitoare vine cu Consiliul Județean, predăm drumul și s-a făcut ei de asfaltat. Nu de aia că a venit comisia, m-am băgat sub pod, m-am mutat acolo, mai fac nu știu câți piloni din total existență. Ce știți dumneavoastră și ar trebui să știți că se va întâmpla cu acest pod? În perspectivă, imediată, medii sau niciodată, că așa se pare. Și cea de-a șasea problemă, ridicată de a șaptea problemă, vă mulțumesc frumos, am lipsit la numărătoarea cu șapte. Cea de-a șaptea problemă e vorba despre solicitarea pe drept a concetățenilor noștri din satele de peste apă. În primul rând, o întrebare, dacă știți când se vor aduce cerii arene pentru arendă, și a doua chestiune, să fie aduse și pentru cei de peste apă, ambele fi respectiv greu. Mi se pare corect să se întâmple acest lucru. În speranța că v-ați notat probleme și veți acționa, mă opresc aici. Vă mulțumesc. Mai trebuie acolo pe sigur. Da. Domnul Mărcuș. Mulțumesc. Mai trebuie acolo. Da, ce vreau să mă aduc la cunoștință. Faceți cumva și rezolvați problema asta la școlile, la Hiltiu și la Mărcești și măcar câștiți un pic podul ăsta să putem ieși cu bine în primăvară. O să vă plestești lumea cu apa vis-a-vis de copii. Deci nu o luați ca o glumă, luați-o ca ceva strigent. Deci eu am 2 ani de zile. Aduceți-vă bine aminte. De când spun apă, 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 apă. Poate să confirme colegii dacă nu e așa. Dar vă rog frumos, rezolvați-o din păcat și de oamenii aia. Care vecine, oamenii de servici cu gălețe, cu bidoane, mai de mama lor. Mi se pare bătaie de joc până la urmă. Deci nu mai e. Băi, nu e o lună, nu e două, hai. Dar 2 ani consecutivi de aceeași mâncare. Mulțumesc. Domnul Gurlan, da. Una din problemele care vreau să le ridic era aceea cu alocarea de fonduri către Asociația Căluțu, să reînviem ceea ce a fost formație de dans tot. Am discutat-o la momentul respectiv. Mai vin iarăși cu o problemă care o adresez domnului Vici. Îi fac prieten cu asta, până o rezolv. Rezolvați și reparați terenul de aici, e păcat. Sincer, puneți două poți, a căzut și aia, este un lucru făcut care se strică pe nici trece. Scaunele alea de acolo, care le-am avut la trecut, era un loc frumos. Dă, cum să vă spunem, noapta aia un lucru părăsit. Că avem o propunere să luăm tribuna să ducem la terenul fotbal. Ce să luați? Tribuna. Haide, să eu nu știu care este, dar datorită declinării terenului, înainte zilnic se juca fotbal. Avea și iluminatul care cred că merge. Mai aveți locul de joacă, ajunge în situația terenului, păcat. Că au fost făcut cu niște fonduri, noi n-am pus prea mulți bani la terenul de sport. Din cumva, mă, nu știu, ne-a zumat două. Că fost terenul ăsta, locul ăsta de joacă. Este boxea, sunt oameni la 460. Am văzut pe gardul le-a trătat, dar nu putea să spune știu ce să acolo, vă fericit, că azi e mara gardul care ne rugau. Dar ai zis, așa de greu, costumul minim, și scaunele luate, depuse, vopsit, cum să luăm de acolo? Credeți,
Acolo cred că la teren o să numai blestemul, nu să nu. Cât a fost să nu potriva terenul ăsta, cred că când face cu ce zice se dispare terenul. Cuvânt aici. O altă problemă care tot o ridic este cea cu centrul comunic. Haideți gândiți-vă și faceți un plan că este păcat. Degeaba facem atâtea, iar centrul comunei, știți cum, suntem ca doamnele alea în casă, frumos, și afară suntem cu fundul gol. Era o variantă la momentul ăsta de piste de biciclete, dar... Și piste de biciclete, și... Mare parte din comune, din unitățile administrative teritoriale folosesc cu bani din PNR, pentru, cum e consultantul la noi, ne-a explicat, pentru piste de biciclete. Numai că avem unul, să zic așa, că suntem primari la nivel național, iar toți care încă nu o să avem succes. Și au venit la mine, domnul, dacă vreți că răptăm, da, haideți pe alt drum comunal sau pe alt drum județean, nu fac trotuare de centru și mă duc să fac la... Interveniți cu niște bănci, pavaje. Văd că aveți acolo și terenul nostru la domnul nostru, îți aveți un șans, săpat acolo. Trece unul, noaptea, cad din el. Unde are dânsul? Trebuie în față. La dânsul unde are magazinul? Ăla, domnul de profil. E șansul ăla care înainte mai parca o mașină. Îi pus. Eu l-am pus cu dali din lemn. El a putrezit și a rămas doar intrat. Nu a rămas, l-ați stricat pe bunul voi, ca să nu mai... E părerea ta. E părerea ta. E părerea ta. Dar mi-i trebuie... Dar din ce vreau că a fost primar? Ăla e terenul meu sau e cu comunii? Nu, este terenul comunii, dar l-ai folosit, când l-ai folosit... Păi și-l folosesc pe mine. Și întreb altceva, cu ce drept ai făcut săpături fără aprobarea primăriei Peți cu terenul? Pe timpul Turlanului. L-ai săpat ca să mă iei pe timpul Turlanului. Și acum dacă tot mai ai iritat, că rețin exact cu alimentarea, toată și canalizarea. Da. Ești unul din avutorii neprimirii fondurilor, că era depus proiectul la București și am subit la primărie să scoți, dar nu era pe credit, era pe finanțare. Și am retras proiectul din cauza asta, de la Gherturi. Deci, la primărie, dar nu să vorbesc. Aici suntem la diversi, dar nu suntem la... La diversi, deci până asta se termine. Vezi că de biserică, nu mai intru. Domnul viceprimar, era viceprimar atunci. A fost ca să ia cele de miliarde din bani, cu ziua mea la urmă. Lăsa să confirme, domnul. Este ceva la ce vreau. Hai, sunt că suntem în ședință. Da, dacă avem din coala banii. Da, da, dar ce ați făcut proiectul? Dar de ce nu sunteți oameni pe la capă? Ați anotat. Dar de ce nu sunteți oameni pe la capă? De ce nu nici nu v-ați urmat? Că a fost ia cel de miliarde din bani. Dar și ce eu intenționez? Ce eu intenționez dacă dau? Dacă dau miliarde din bani. Ai pus să faci comuna. Ați zis că e bun. Eu spun, da. Vreți ca să faci comuna. Haideți că avem și oameni aici. Domnul. Avem și oameni. Acum vreau să spun o întrebare. Ce fac cu aia? Fără să super domnul. Eu văd câte am țin la toate. Corect. Și eu m-am țin legat. Dar dacă erați consilierul primar, dar acum vă mai asociați? Corect. Eu v-am spus. Bună întrebare. Aseară am avut discuții la ziua domnul primar. Da. Păi domnul primar, am vrut să fiu consilierul dumneavoastră. Spuneți convenția. Ce a fost între noi? Ce domn primar mi-a spus? Discuțiile private. Am vrut să fiu consilier personal, să-l ajut să facem treabă. Și ajut domn primar. Facem aia, facem aia, facem aia. Și domn primar, cum a văzut emul din muncă, mi-a dat frit. Ăsta e adevărul. Domnul Marcus. Ăsta e adevărul. Dar 50 de miliarde de mutat trebuia să dai înapoi 200 de miliarde. Nu contează, domnule, era apă. Ați spus și mai apă. Doamnă, domnul Titi, eu rețin exact. Eu n-am reținut. Se poate să faci pe mult. Așa faci acum. Nu mă probăm. Dar de ce să mă iei mult dacă ai fonduri europene? Dar dacă ai fonduri europene, de ce se genera pe mult? Așa, hai să ne realizăm. Să vedem cuvântul domnului Matei.
Gata, am un pic de liniște. Un pic de liniște. Ce știți așa și gata? Dacă nu? Sunt două probleme. Drumul Sralea, Căiuții, drumul județean, nu? Ca primărie avem o atribuțiune sau nu, în sensul că am constatat că undeva la ieșire din sat s-au tăiat niște plopi, ocazii cu care bănuiesc, s-au rupt parapetele din margine. Acolo au făcut măcele și l-au tăiat, adică trebuie să-și sunt. Nu s-a făcut, nu vă rog, căzut de la vânt. Căzut de la vânt, îți căzuți aia? Da. Eu i-am văzut m-a tăiat, nu știam ce să fie, dar... Trebuie să facem și curățenie. Păi și-a spus. Din reapărat ce e de e din sub ce vreau. Da? Deci, da, da, să știu. M-am, deci, din vântul a fost pentru o reapă. Da. Da, asta. Da. Eu mai am cum să spun. Domnul Codruț, domnul Ciubotar. Vă rog, dat un pic de adicat vis-a-vis de zilele Crăiuțului. Eu aș vrea să... Plus, viceversa. Da, să-l contracă. Mai mare rușine ați primat de-a oaspeți, ați sau oaspeți cu parapetul acolo. Rup, de, cred că după are vreo 5 ani. Ăla din curbe acolo. Să vede urât și când treci și la deal și la vale. Așa. Domnul Matei, nu se va rezolva prea până nici cu ăla care mă rog. Trebuia să-l prea. Aceea soartă la are. Hai să rezolvă. Să vede urât tare în curba aia acolo, parapetul ăla. Dar trebuia pus obligat poliția. Dar pe asigurare trebuia drumurile județenii. Așa e, are proiectivitate, arată urâtarea. Cred că de când sunt consilier aici, vreo 6 ani. Nu mai intrat unul și doamnă, trebuie și iată toamnă. Hai să-l facem pe tot, când intră. Vreo 6 ani, de câte ori a pus o problemă cu mâinile la plăbă? Dacă vrei să recunoști, de câte ori a pus? Domnul Turbizu. A venit problema și cu tăzii și dumneavoastră. Bunoarul care l-a lucrat, știți unde? Am avut discuții cu dumneavoastră. Și cu domnul primar, vă rog frumos să nu mai lucrați niciun gunoi acolo. Să dă foc, știți ce foc se face, i-a dat la lucrați, i-a amestecătură niște cum cu crengi și așa, și bidoane, și canetul de cola, și sticle. Faceți ceva cu el și nu mai lucrați acolo. Am în balansarea la urlopați, știți bine ceva din școală, da? Și încă o chestie care e cea mai faină ședință asta a fost, cea mai greu sunt tot cu închei, cred. Cea mai faină ședință asta a fost, vă jur, da? Și la dacă ceriți performanțe la Asociația Sportivilor, când se dă bani din bugetul primăriei și ceriți performanță, apoi și noi care dăm bani la bugetul primăriei, cam asta ceriți și noi, toți care dăriți primăria asta. Performanță. Și am încheiat. Atât. Vă rog, faceți ceva cu bună iubire. Am înțeles. Felicitări pentru ședință, mi-a plăcut chiar. Mulțumim. Domnii... Da. Acum ce vreau să spun domnul Brilea. Îi mulțumesc și domnul Marco cu curățenie și cu sărbătoarea Căiuțului. Eu n-aș putea să-i mulțumesc de domnul primar. Pentru că lunca aia e plină de gunoaie, nu se de primărie. De tractorul primăriei. Și le dă foc când își aduc aminte. După ce le împrăștie vântul. Cu podul îți aduce o măsură. Chiar v-am să vă aduc aminte de la primul pom care l-ați avut cu taxa apei. Ați uitat să plătați factura pentru târziu. Când noi și noi putem plătea apă. Când plouă, vine și noi mai apă. Toată lumea. La toată lumea. Deci ne luați unde râde, nu? Vă doare undeva cum ar veni. Sau nici acolo, e greu. Și cu podul, v-am spus, o să blocăm podul pentru traficul greu. O să punem bariere și o să treacă la microbuzul nici mașina de gunoi nu primă. Dacă nu luați măsură cu podul. Dacă nu mi-ați dat voie când era discuția din podul, vă pot spune, eu am fost... Eu nu v-am dat voie, da, dar ce trebuie să primiți de aprobare de la satul, da. Rătiu, voi ăștia... Nu vorbim cu chestia asta așa ca la... Vorbim, ce trebuie dacă putem vorbi, dacă nu, nu. Vă ascult. Am fost cu expertul, o, dar am hârtie, vă dau dumneavoastră personală în mână, că
podul, expertul mi-a dat hârtii, podul este portat pentru 20 și ceva de tone. Am cerut scris. Și vă spun și de ce. A dat scurt și am făcut expertiză. Da, m-a îngrijorat faptul ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. M-a îngrijorat faptul ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Și nu vreau să-mi asum eu anumite lucruri. Și am vorbit cu doamna de la urbanism, a făcut o hârtie frumos la expertul care a expertizat podul, a venit, a făcut măsurături și a dat omul ștampila, semnătura și hârtia, care spune că este podul, este portant pentru tonajul ăsta. Pentru cât? Cu 20 ceva de tori, ne uităm pe ea. Un peric. 20 de tori la o mașină, care are 4-5 de tori, 4-8 de tori. Da? Ce spunem? Ce vorbim? Înseamnă că dumneavoastră, expertiza la locul loc, un expert, cum a făcut expertiză și la locul ăla care s-a întrebat la Piatra Neamț, un avocat polițist. Ăla este un confecționer de cămăși și nu este un consul. Din păcate, în țara asta mai sunt 6 experți de pod. Din păcate, asta este. În zona Moldovei mai sunt 2 sau 3, care au 60 și ceva de ani. Din păcate. Și nu încărcat. Domnilor, de fapt, ședința închisă.